Sute de pușcăriași eliberați au comis noi infracțiuni. Circa 650 de infractori eliberați în baza legii regimului compensatoriu adoptată la inițiativa ministrului Justiției Tudorel Toader au recidivat. Potrivit datelor centralizate de Ministerul Justiției, printre faptele penale comise de recidiviști după eliberare se numără aproape 190 de crime, violuri și tâlhării. Este de notorietate cazul recidivistului care a lovit o fată în scara unui bloc din Alba Iulia, faptă comisă noiembrie anul trecut. El fusese eliberat recent din închisoare după o condamnare pentru tâlhărie și tentativă de viol. După ce a agresat-o violent pe tânără, individul i-a furat telefonul mobil și portofelul. Într-un alt caz, un bărbat din județul Bihor, condamnat la închisoare pentru viol și tentativă de viol, a beneficiat de reducerea pedepsei cu 180 de zile, cu titlul de măsură compensatorie din cauza condițiilor necorespunzătoare din penitenciar. În plus, statul României a acordat despăgubiri în valoare de 3.000 de euro în urma deciziilor CEDO. Aceasta nu l-a împiedicat ca la o lună după ce a ieșit din închisoare să-și bată mama și să încerce să o violeze. Un alt exemplu este cel al unui interlop din Iași care a fost arestat în noiembrie 2018 într-un dosar de viol și lipsire de libertate. Buliga, supranumit regele pușcăriilor, fusese eliberat în primăvara anului trecut după ce i s-a scăzut un an din pedeapsă prin recursul compensatoriu. Escaladarea fenomenului infracțional este și o urmare a reducerii numărului patrulelor Poliției Naționale. Potrivit ministrului de interne, Carmen Dan, numărul patrulelor a scăzut la nivel național cu peste 400 față de anul 2016. Reducerea numărului patrulelor de polițiști și jandarmi este efectul pensionării masive în rândul angajaților Ministerului Afacerilor Interne.